Anul acesta, participarea a fost în nota obișnuită. Mai mult de 60 de lucrări au fost expuse în centrul vechi al municipiului Târgoviște spre încântarea publicului. Mai tineri sau mai experimentați, cei aproximativ 40 de arhitecți și-au prezentat mândri proiectele. Anul acesta, anuala de arhitectură, poartă nu sub emblema, să zicem, sub, cu ocazia centenarului Marii Unirii, am numit și noi România 100. Deci tema noastră a fost să relevăm lucrările deosebite ale colegilor noștri în acest an centenar. Dorim să facem cunoscută o idee că o arhitectură de calitate nu se poate face de către oameni nespecializați, ci pur și simplu doar de arhitecți. Arhitecți, urbaniști, designeri, arhitecți cu studii peisagistice, deci paleta e destul de largă și doar așa se poate ajunge la o arhitectură de calitate. Arhitecții s-au pregătit cum se cuvine pentru anuala de arhitectură de anul acesta de la Târgoviște. Cele mai bune lucrări au fost premiate și apreciate de cei prezenți la eveniment. Compoziția juriului a fost una foarte echilibrată, formată din arhitecți și mai tineri și mai experimentați, ceea ce a dus la o jurizare corectă și echilibrată, în care au câștigat cele mai bune proiecte. Anuala de arhitectură e într-adevăr un eveniment pentru filiala Muntenia Vest a Ordinului Arhitecților, pentru că e un moment de bilanț și nu numai de bilanț, are și caracterul acesta de concurs în care există să stabilesc niște ierarhizări și să câștigă și niște bani până la urmă. Cum vi se par viziunile tinerilor arhitecți? Multe dintre ele foarte îndrăznețe. Sigur, în toate există războiul generațiilor. Cei tineri vor fi întotdeauna mai vizionari și mai avântați, mai îndrăzneți. Ăștia mai copții vor fi probabil mai așezați și mai cu orientare către stabilitate. Este un eveniment necesar pentru că arhitectura trebuie să-și găsească locul într-o societate care este ușor dezechilibrată și nu mai este un fenomen care să aparțină elitelor, ci el s-a extins la scara societății și societatea trebuie pregătită, trebuie ajutată să înțeleagă mai bine diferența dintre calitate și lipsa calității. Și aceasta trebuie făcută pe o cale dublă, atât din partea populației, prin trezirea interesului lor, dar și din partea arhitecților să fie deschiși către dialog, să iasă către contact cu publicul. Anul acesta, la anuala de arhitectură, au fost 5 secțiuni: locuințe, obiective social-culturale, restaurări și reamenajări, design interior, fotografie și publicații.